Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna, dar și ascendentul în balanță. Haideți să vedem despre ce este vorba și ce ne spune energia. Luna martie este de departe cea mai profundă și cea mai importantă din punct de vedere astrologic luna acestui an, pentru că Saturn își începe tranzitul prin Pești în data de 7 martie. Acest tranzit va coincide cu momentul de lună plină din Fecioară, iar Fecioara și Peștii se află pe aceeași axă, axa vindecării. În consecință, aici Saturn aduce finalitate și vindecare. Tot în martie, Pluto va intra în Vărsător, pe data de 23 mai exact. Anul acesta vă va da idee, va face un preview, va avea loc posibil un eveniment simbolic care să vă lase să gustați din ceea ce urmează să se întâmple pentru voi în următorii 20 de ani. Marte va părăsi semnul Gemeni și va intra în Rac, de unde va fi mai tolerant, va calma puțin spiritele și apele și vă va trimite, sub o formă sau alta, înapoi la suflet. Jupiter și Venus se regăsesc în continuare în Berbec pentru cea mai mare perioadă a lunii. Vă împing către redefinirea sinelui, către a vă descoperi propria voastră identitate, forță și putere de a acționa. Să le luăm pe rând. Saturn va sta în Pești pentru următorii 3 ani. Peștii sunt ultimul semn al zodiacului, care vorbesc despre vindecare, despre iubire necondiționată, despre totul, despre câmpul unic de energie din care facem toți parte, dar în egală măsură și despre iluzii și decepție. Peștii sunt un semn al vindecării. În Pești se regăsește de ceva ani Neptun. Neptun este o planetă care transformă psihicul, este responsabilă de subconștient, dar care ne face să rulăm așa cumva din umbră și să repetăm niște tipare, pentru că lui Neptun nu îi pasă, el dematerializează, ne lasă acolo în convingerile noastre și în iluziile noastre. Saturn, venind în Pești acum, aduce structură și curățenie, iar pentru voi dedicat, aceste lucruri se vor întâmpla în casa a șasea. Ce înseamnă casa a șasea? Înseamnă ordine și structură la nivel de rutină, de muncă, de curățenie, de sănătate, corp fizic, câtă grijă aveți de voi, pe ce puneți amprenta, modul în care lucrați. S-ar putea cu Saturn aici să descoperiți că va trebui să depuneți mai mult efort în activitatea voastră zilnică sau să descoperiți că pentru următorii 3 ani veți fi foarte ocupați, fie la serviciu, fie în gospodărie. Însă, Saturn vine cu curățenie. El materializează. Poate veți avea de lucru, poate vă găsiți acum de lucru, ceva stabil și de lungă durată, pentru că aceste tranzite vor marca lucruri, vor marca evenimente care sunt de lungă durată. Saturn este guvernatorul timpului, al cauzei și al efectului, al karmei. Poate descoperiți acum, cu Saturn fiind în casa voastră a șasea, că aveți dușmani sau că ați fost înconjurați de oameni care v-au tot pus bețe în roate și reflectorul va fi pe ei. Îi veți descoperi. Poate veți descoperi dintr-o dată, indiferent de vârsta pe care o aveți, că sunteți interesați de nutriție, de sănătate sau poate va trebui să faceți niște investigații medicale pentru a vă asigura bună desfășurare a vieții voastre. Casa a șasea este casa Fecioarei, casa serviciului în favoarea celorlalți. Va trebui să fiți aici vigilenți, să vedeți dacă nu cumva vă sacrificați prea mult pentru ceilalți. Pluto, după o lungă perioadă în care s-a regăsit în casa voastră a patra, să spunem după căsătorii, divorțuri, nașterea copiilor, cumpărat apartament, casă sau poate pierdut apartament, casă și așa mai departe, intră în casa a cincea, în casa hobby-urilor, în casa idilelor, a romanțelor,
a iubirii, a copiilor, a creativității. Pluto este o planetă care transformă, mai ales la nivel spiritual, mai ales la nivel de suflet. Este guvernatorul Scorpionului, guvernatorul casei 8, a casei banilor celorlalți, a casei sexualității, a casei subiectelor tabu. Poate până acum v-ați temut să intrați în vreo relație sau erați foarte timizi când cineva flirta cu voi sau poate pur și simplu nu a fost de interes. Voi l-ați avut în ultimii 3 ani pe Saturn aici, care a măcinat încet și sigur și poate vă îndrăgosteați, dar ulterior realizați că acea relație nu dura, tocmai pentru că Saturn structura energia astfel încât voi să rămâneți alături doar de persoanele care au un sens în viața voastră și care aduc o plusvaloare acolo. Pentru următorii 20 de ani, începând cu luna martie, să spunem, puteți să descoperiți că relația cu copiii devine din ce în ce mai importantă sau vă puteți regăsi în vreo criză existențială în ceea ce privește copiii. Dacă până acum, să spunem, nu puteați concepe, acum, dintr-o dată, veți descoperi că aceste bariere și limitări s-au ridicat. Puteți întâlni foarte mulți oameni, evident, pentru toată lumea va fi diferit, depinde de gradele astrologice în care se vor regăsi acolo planete, dacă aveți, dar puteți întâlni oameni karmici. Karmici în sensul bun sau karmici în sensul mai puțin plăcut, cu care atracția fizică, chimia, pasiunea să fie una notabilă, așa cum nu ați mai întâlnit poate până acum. Pluto transformă tot, ia ce nu servește pentru că noi nu avem imaginea de ansamblu și ne dă ceea ce ne este potrivit, astfel încât noi să evoluăm. Puteți regăsi în voi talente ancestrale, puteți descoperi acum că ceea ce voi știți să faceți cel mai bine, talentul vostru interior, de care din nou nu sunteți conștienți, va avea un impact asupra lumii întregi, pentru că Pluto este o planetă de generație și întreaga lume se va transforma pe deplin. Este o transformare microcosmos-macrocosmos. Puteți descoperi noi plăceri, noi hobby-uri, talente artistice în voi. Puteți deveni faimoși în cazul în care aveți legătură cu vreun domeniu care să vă ajute și să vă susțină la nivel de public, la nivel de a fi cunoscut. Pluto aici vine cu intimitate, vine cu foarte multă profunzime, vine cu putere. Vă dă putere, dar în egală măsură s-ar putea să vă simțiți și neputincioși în anumite privințe. Totul în viață este despre cum trăim, cum experimentăm și cum beneficiem de lecțiile lăsate în urmă de diferite interacțiuni, de diferiți oameni, de diferite acțiuni. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Ce va scoate la suprafață Saturn în pești? Să îți descoperi adevăratul sens în viață. 29 și liber arbitru. Saturn va fi această energie blândă care va măcina încet, va avea răbdare, atât Saturn cât și Pluto se referă la procese psihologice, să scoată la suprafață din subconștientul vostru adevărata voastră menire. Ce aveți voi de făcut zi de zi pentru a contribui la societatea în care trăim, dar în egală măsură și cum vă poate susține pe voi societatea în care trăim. Sensul vieții voastre va veni din munca voastră zilnică. Unii dintre voi veți descoperi că nu sunteți împliniți în sfera profesională, în viața voastră de zi cu zi și aici se vor produce schimbări. Schimbări, iată, care în acest moment nu ne sunt cunoscute, nici măcar prin minte nu ne trece. Unii dintre voi veți descoperi că aveți talente ascunse artistice, muzică, pictură, artă, dans. Am văzut cartea aceasta, Arta seducției și cifra 14. Pluto în casa 5-a, Arta seducției. Vă veți descoperi pasiunea interioară,
creativitatea, frumusețea. Saturn în pești spune corp fizic, vă veți orienta, veți pune mai mult amprenta pe corpul vostru fizic, pe modul în care arătați, pe diete dacă doriți să țineți, pe a face sport și pe a avea grijă la regimul alimentar. Pluto în casa a cincea vine cu interacțiuni la nivel de iubire, la nivel de relații romantice, care vă vor transforma profund. Fie încheiați cumva sau veți tranziționa niște perioade în care întâlniți oameni care au un rol karmic, da? Care au un rol de a scoate la suprafață ceea ce voi nu știți despre voi pentru ca voi să vindecați, fie vă întâlniți acel suflet alături de care să puteți trăi o viață, da? Cântec de leagăn pentru copii. Copiii voștri vor deveni o temă importantă în cazul în care sunteți părinți, evident, pentru voi în următorii 20 de ani. Indiscutabil, copiii voștri pot acum să aibă nevoie de ajutor din partea voastră. Relația voastră va deveni foarte sudată sau prin copiii voștri vă veți transforma sau ai voștri copii vă ajută și vă susțin în transformare. Pentru alții dintre voi, iată, veți cunoaște pe cineva care este dispus să aștepte de la voi tonul, să bată pasul pe loc atâta timp cât este nevoie, să vă accepte la nivel de suflet, la nivel fizic, la nivel material, așa cum aveți voi nevoie. Înfloriți. Da, Pluto în casa a cincea aduce desăvârșire la nivel de suflet, la nivel de dragoste și la nivel de iubire. Iată casa a cincea. Veți avea foarte, foarte, foarte aprinsă această zonă a idilelor, a romanței, a flirtului, a iubirii, a îndrăgostirii. Dar întâi de toate trebuie să vă îndrăgostiți de voi înșivă. Regina albinuță și codul liberului arbitru din nou. Foarte interesant. Veți fi în centru. Veți fi în centru. Este ca și când veți fi pe scenă. Veți atrage foarte ușor lucrurile în viața voastră și vor fi lucruri care vă vor aduce beneficiu. În egală măsură, va trebui să fiți atenți la modul în care vă raportați la relațiile cu ceilalți, cui v-ați da puterea, de ce vă dați puterea și cum puteți face să vă luați puterea înapoi. Aici sunteți regina albină, da? Regina din stup. Posibil unii dintre voi să evoluați la nivel de profesie, să progresați, să promovați, să vă schimbați cariera, linia profesională pe care sunteți pentru a prospera, pentru a urca trepte la nivel social. Universul este de partea ta, te vei transforma fără discuție. Iată aici pești, Saturn în pești. În următorii 3 ani, mai mult decât ai făcut-o până acum vreodată. Pentru că nu vorbim doar despre tranzitul lui Saturn, ci și despre tranzitul lui Pluto. Acest tandem este unul cu care ne întâlnim odată la 250 de ani, exact cum spuneam. Suntem toți praf de stele. Veți avea genul acesta de interacțiuni cosmice cu oameni apăruți așa de nicăieri, genul acela de om care nu credeați că există și care vă zguduie din temelii trăirea, vă face să simțiți că viața este frumoasă, că viața contează, că voi contați și că puteți avea parte și de lucruri bune. Pluto în vărsător poate aduce foarte multă pasiune, dar și foarte multă criză existențială, pentru că este o casă a sinelui. Vă veți transforma voi pe interior în raport cu ceilalți. Norocul. Trifoiul cu patru foi. Să vă eliberați de vină și 21 control.
Este o ocazie foarte bună acum să începeți să lucrați la voi, cu sinele vostru, să vedeți unde v-ați învinovățit până acum în relațiile de iubire, mai ales, sau de ce vă apreciați voi foarte puțin la nivel profesional. De ce vă poziționați voi ca, să spunem, servitoarea din casă, când voi, de fapt, sunteți regina. Este doar o analogie, alta m-a inspirat în acest moment, nu am avut, dar m-ați înțeles, ați înțeles sensul. Să vă eliberați de propriile voastre convingeri, aici voi aveți în subconștient un tipar foarte profund, un program preluat încă de la naștere intrauterin, pentru că peștii vorbesc despre casa începutului și a sfârșitului, despre subconștient, despre mama și perioada intrauterină, de unde ați preluat vina, de ce vă învinovățiți pentru toate lucrurile care nu funcționează în viața voastră voi, sau de ce ați preluat această vină ancestral de la strămoșii voștri. Nu vă aparține vina, nu vă aparține nici succesul lor. Voi trebuie să înțelegeți acum cine sunteți voi cu adevărat pe interior și care este forța vitală, forța care vă mișcă pe voi în această viață. Ce vă împinge, ce vă ghidează? Voi lua 5 cărți pentru a produce schimbarea, 5 este numărul schimbării, și apoi încă 5 pentru a vedea cum putem să ne luăm înapoi puterea să suprascriem. Ce frumusețe! Wow! Wow! Reacționez așa pentru că eu am foarte multe planete în balanță, unde Pluto va face, cu care Pluto va face aspecte, și îmi vedeam așa cumva viața cu ochii. 10, 10, 10, 0. Vă amintiți clipul meu cu 10, da? Dacă nu-l știți, nu-i bai, vă spun eu. 10, puterea de a o lua de la început, dar de data aceasta de a conștientiza cine sunt și ce caut pe aici. Să mă trezesc spiritual. Pluto în casa a 5-a și în casa a 6-a te pot trezi spiritual. Prin modul în care tu acționezi zilnic, modul în care te structurezi, modul în care ai grijă de tine, dar și prin ceea ce iubești. Și avem așa, regele de cupe, 10 de monede, 10 de cupe, justiția și nebunul. Dragii mei, voi vă aflați fără dubiu în fața unui nou început aici, care vă poate aduce desăvârșirea sufletului. Pluto vă pune pe calea voastră, menirea voastră, care e menirea voastră, lângă cine trebuie să fii, nu lângă cine vrei să fii. Pentru că unde vrei tu să fii, spune subconștientul. Și acolo sunt multe lucruri care trebuie scoase în lumină, la suprafață, iată focul, curajul. Vouă vă lipsește curajul de a acționa. Sunteți energie de aer cardinală, dar nu acționați. Analizați prea mult câteodată. Iar aici vorbim despre relațiile de iubire. Relațiile de iubire vor fi exact ceea ce trebuie să se întâmple pentru voi. Avem justiția și balanța ca și corespondent. Iar în acest set, justiția este pe numărul 8, adică pe casa 8-a, adică pe transformare la nivel de suflet, pe energie sexuală, pe subiecte nediscutate, pe subiecte tabu, pe frici, pe înlăturarea fricilor. Și aici avem un nou început. O iau de la început de data aceasta, dar stau față în față cu fricile mele sau pot întâlni oameni care să-mi activeze fricile astfel încât eu să mi le vindec, eu să-mi structurez mintea, eu să fiu conștient de cine sunt. Am în fața mea un potențial de iubire enorm, enorm, colosal, alături de cineva disponibil emoțional.
Cel mai probabil, voi anterior ați avut parte cu Saturn în casa a cincea de limitări la nivel de iubire, fie oameni care vă iubeau, dar nu puteau să rămână cu voi, fie oameni care nu erau în acord cu justiția la orice nivel, fie oameni care erau căsătoriți, justiția. Însă de această dată, acum poate veni către voi cineva care să fie disponibil emoțional, cu care să puteți avea o familie și alături de care să vă simțiți împliniți. Desăvârșirea. Fabulos! A ieșit prima carte, 10 de cupe se repetă. Energia nu minte, să știți, și nici ceasul cosmic. Nici ceasul cosmic. Și se clarifică nebunul cu nebunul. Ehe, dacă nu se întâmplă aici lucrurile magic, nu mai zic nimic. Haideți să vedem. Să vedem, dragii mei. Da, la voi reflectorul va fi masiv, începând cu luna martie, pus, poziționat pe iubire. Iubire, creativitate, dorința sufletului vostru, sensul sufletului vostru, direcția, talentele voastre ancestrale și așa mai departe, de care nu sunteți conștienți. Și va apărea acolo o dinamică foarte interesantă, atât la nivel de relație, cât și la nivel de pasiuni, de hobby-uri, de lucruri pe care voi le iubiți sau le descoperiți acum în voi. Sunteți față în față cu cea mai importantă alegere din viața voastră. Repet și reiterez. Cea mai importantă alegere din viața voastră. Pentru că pe Pluto în Vărsător nu îl mai avem niciodată în viața aceasta. Durează 250 de ani să se întâmple acest tranzit, să revină în Vărsător. Drept urmare, aici îndrăgostiți îmi spun alegere. Alegere care pe mine să mă lase să fiu în armonie și în acord cu sufletul meu. Cum? Prin energia Vărsătorului, prin egalitate. Prin egalitate, nu prin cineva are puterea asupra mea, nu. Prin egalitate, prin a fi amândoi în aceeași poziție. Aici am control, nu vă mai lăsați controlați. Treziți-vă, înțelegeți ce se petrece aici. Foarte mulți dintre voi vă treziți la viață, înfloriți, iată, regina de bâte este pasională. Veți descoperi focul. Posibil să aveți interacțiuni cu semne de foc, foarte puternice, dar și cu semne de apă. De asemenea, sunteți în fața unui nou început pe care voi acum va trebui să îl marcați profund, să deveniți conștient. Sau conștientă de acest lucru. Arta seducției. Următorii 20 de ani pe voi vă vor marca la nivel de putere interioară, de putere magnetică. Pluto este planeta puterii, planeta dominării, planeta controlului, care vă va pune față în față cu oameni. Unde veți fi testați? Unde vă dați puterea? Pluto este o planetă care exercită și dominare. Este un proces psihologic foarte fin și foarte lent, fiind guvernator de casa 8-a. Scoate la suprafață subiecte tabu. Pot fi interacțiuni toxice, interacțiuni unde să existe abuz de orice fel sau să vindecați orice formă de abuz pe care ați avut-o plantată, aruncată asupra voastră și pentru care voi acum vă învinovățiți. La nivel profesional puteți avea absolut tot ceea ce vă doriți. Vă veți da seama că lucrați mai organizat, că viața voastră profesională contează foarte mult, că aveți parte de un colectiv excelent, alături de care să puteți construi, alături de care să puteți începe lucruri noi, să faceți parte dintr-un colectiv important. Puteți atrage în viața voastră oameni care sunt ei magnetici, sexuali, pasionali și așa mai departe, dar oameni care să aibă și ei traumă înmagazinată acolo și alături
de care să puteți evolua în tandem. Vă puteți împăca, dacă asta vă doriți, deși Pluto nu oferă împăcare pe o structură destabilizată, dar să spunem că reușiți să vă împăcați cu cineva din trecut, însă, din nou, va interveni aici elementul de alegere, de liber arbitru. Dacă omul la care voi vă gândiți în acest moment al vorbirii nu este în sensul și direcția voastră de viață, cu părere de rău spun că acest ceas cosmic va face ordine, va aduce disciplină pentru a vă lăsa calea liberă către menirea voastră. Cine este acest rege de cupe? Poate fi iubirea vieții voastre, exact așa cum vă spun. Cavalerul de, nu, pajul de spade, cineva care vă cunoaște sau cineva pe care nu îl cunoașteți. Puteți avea legătură cu cineva care lucrează în armată, în servicii secrete, da, de ce nu, în domenii din acestea de genul profesor, catedră sau lucruri ascunse sau detectivi sau cercetători sau instituții ale statului. Din nou nebunul, 10 de monede, unii dintre voi vă schimbați profesia de la zero, de la zero, puteți intra în zone medicale, în zone care au legătură cu medicina, cu farmacia, cu contabilitatea, cifre, învățământ, să lucrați în instituții publice, să lucrați cu publicul, matematică, gramatică. Ce-mi vine și mie prin minte acum, dar știu că aparține casei a șasea. Zece de cupe, transformare. Iată-l pe Pluto, cartea moartea, transformarea. Transformare. Aveți parte de fel și fel de începuturi, fel și fel de interacțiuni, mai ales amoroase, care vă vor transforma, dar pe voi, pe interior și sufletul vostru, și nu le puteți evita. Și veți avea parte de foarte multă iubire, dar și de foarte multă pasiune, de atracție din aceea chimică. Poate veți descoperi că, nu știu, în ultimii 3 ani sau în ultimii 10, să spunem, la nivel sexual, lucrurile nu au stat foarte bine, foarte roz. Și dintr-o dată, după acest deșert emoțional și pasional, wow, parcă ați înflorit, parcă înfloriți. Da, veți avea alegeri. Alegeri la modul pe cine las în viața mea, cu cine ajung să am o relație, cine mă atrage și de ce. Iar pentru nebun am cavalerul de monede. Cineva care vine încet, după cum spuneam, tranzitele acestea sunt procese lente, dar sigure, dar este și menit să rămână. Am culoarea roșu și este o surpriză. Unii dintre voi cunoașteți pe cineva deja, dar nu vă gândiți la o posibilă conexiune, iar alții dintre voi veți fi complet surprinși de aceste noi începuturi. Aveți de 3 ori nebunul, 000, agentul 007, din nou, mă duce gândul aici la ceva servicii secrete, la ceva armată, ministere, mă înțelegeți voi. Unii dintre voi veți fi testați pe deplin sau vă va fi testată naivitatea, naivitatea cu nebunul. Sau veți fi testați în sensul că veți avea parte de provocări pentru ca voi să înțelegeți, măi, cu adevărat îmi doresc, cu adevărat sunt îndrăgostit sau sunt infatuat. Aici pentru cărțile de sus, sensul vieții voastre. Regina de monede, foarte multe dintre dumneavoastră, doamnelor, puteți deveni soții, mame, dar nu numai, puteți acum să vă găsiți locul, să vă găsiți căminul, casa, locul, să știți cărui loc îi aparțineți, să aveți lângă voi omul potrivit lângă care să vă simțiți acasă. Arta seducției. Regele de băte, și aici avem regina de băte, un suflet pereche alături de care să trăiți și să experimentați iubirea, iubirea adevărată, pasională, să cunoașteți, după cum vă spuneam,
desăvârșirea, alchimia, metamorfoza. Cântecul de leagăn, wow! Iubirea adevărată, vedeți? Fie rămâneți însărcinate, aveți copii, fie veți întâlni acest om care este într-adevăr, da, karmic, dar și iubirea voastră adevărată, da, de la care aveți foarte mult de învățat și cu care, iată, regele de monede, puteți întemeia o familie. În următorii 20 de ani, știu că sună mult, dar lucrurile încep acum. Adică există o perioadă de 20 de ani, dar pentru voi poate tot acest proces să se întâmple în primii 2 ani, pentru alții în ultimii 2 ani și așa mai departe, pentru că există acolo niște grade matematice care au o influență importantă. Deci nu vă gândiți, timpul este fluid. Căsătorie poate aduce aici pentru voi. Și regina, 2 de monede, să înțelegeți pe ce puneți amprenta. Vedeți, v-am spus că v-ați poziționat ca servitori în timp ce voi erați regină. Să ieșiți din mentalitatea de victimă și de vină. Și aici avem regele de spade și să vă aflați adevărul, să puneți limite sănătoase, să trasați limite sănătoase tuturor celor care dau buzna în viața voastră și nu au niciun loc acolo. Stabilitate și din nou nebunul. Un nou început stabil. Și la nivel profesional să aveți legătură cu aceste instituții, dar căsătorie mai poate fi nou început stabil. După o perioadă lungă de nemulțumire, iată. Pajul de spade. Am plasat o intenție, lucrurile se manifestă în viața mea. Turnul după multe, multe, multe schimbări aduse. Foarte mulți dintre voi veți reveni în țara voastră de origine. Talismanele. Iubirea. Evident, pentru voi iubirea va fi acum importantă, roata destinului. Vă veți cunoaște iubirea adevărată. Iubirea adevărată, nu iubirea. Posibil într-un concediu sau posibil următorii 3 ani pentru voi să fie ca o gură de aer proaspăt. Steaua, vindecare, drumul pe care voi trebuie să mergeți din nou, iubirea, este prin iubire mă transform. Muzica. Bucuria, posibil să descoperiți în voi acest talent artistic al muzicii, al artei, noroc, noroc chior, frumusețe și să nu te dai bătut, să rămâi în centrat pe tine și pe sufletul tău. Aici am 6 sau 4 sau vii odată sau vine către voi cineva. Foarte important în viața voastră. Sau inițialele V și I. Aici mai am musca, să nu mai fiți în poziție de inegalitate, să nu vă mai uitați la voi de jos. FIV, iată concepție. Dacă nu ați putut să procreați până acum, să concepeți, da, la nivel de sarcină, doamnelor. Pluto este o planetă foarte, 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 foarte fertilă și 1-1-1 veți avea alegerea dacă să vă măcinați în continuare, să vă uitați către aceste lucruri sau să vă relaxați, pentru că atunci când vă așteptați mai puțin, magia se va întâmpla. Aici am prințesă, copilul interior din voi caută echilibrul, puteți vindeca. Aici mai am 5 schimbare și de 2 ori schimbare, veți căpăta forță, forță în relații, forță în iubire. Atenție unii dintre voi la circulația sângelui, atenție la condiționări, pentru că v-ați condiționat și atunci de-aia vă și uitați la voi cu vină. Aici este a fi, fi cine te-ai născut să fii. Prin tranzitul lui Pluto veți descoperi divinitatea, pur și simplu. Vă apropiați de sufletul vostru, vă treziți spiritual. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei. Sper că v-a fost
de folos. Să fiți bine, să fiți iubiți, să aveți o lună martie minunată și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa!